Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la ora de yoga! O să începem ora de yoga, ne așezăm în poziția floare de lotus, se cheamă. Așa. Cum se cune, Horia? Așa, super! Dacă poți. Așa, fiecare cum poate, poate să stea și cu un singur picior sus sau să se cheamă semi-lotus, adică jumate de floare. Lotus, asta e. Exact, așa este lotus. Super! Acum ne luăm ochelarii de bufniță. Bufnițică! Exact, așa sunt ochelarii de bufniță. Așa, fetițele, băieței rămân așa cu ochelarii ăștia așa, fetițele își pun ochelarii invers. Așa? Da, așa stau băieței. Și acum ne uităm. Fetele. Așa. Invers, așa, uite așa. Așa? Sunt Batman! Așa, și acum ne uităm cine a venit la ora de yoga. Ne uităm în stânga, Mara, apoi în dreapta, Mara, în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta. Și ce vedem noi pe cer dacă suntem mai atenți? Vedem un zmeu, care se uită în stânga, în dreapta, stânga, în dreapta, și acum e un vânt puternic care mută, plimbă zmeul pe cer în stânga, în stânga și apoi în dreapta. Cum face vântul? Mi-am cat picioarele că mă plimb cu soare. Nu e problemă, poate să mai papice că o picioruș. Ok, bun, super. Acum să avem spatele drept, ceea ce este foarte important. Uite așa, uite așa. Ne imaginăm, înainte să punem ochelarii pe genunchi, ne imaginăm că avem un fir întins, eventual un fir de păr. Și ne imaginăm că ne trage de la un sus, spre cer. Firișor. Așa, și așa, simțiți că s-a îndreptat spatele? Da, clar. Așa, cum luăm ochelarii? Bă, zboară! Păi normal, vreau să vă zic ceva. E normal că ne îndreptăm spatele, că ne tragem de păr. Exact, și atunci, practic, tot corpul se pune într-o poziție corectă. Acum, luăm ochelarii de bufniță. Mai țineți minte ochelarii de bufniță la început oarei? Așa, luăm ochelarii de bufniță și îi punem aici pe genunchi. Încercăm să ne relaxăm puțin. Așa, exact. Cu o respirație ne relaxăm cel mai bine. Așa, inspirăm mult. Bun. Acum o să facem exercițiul om. Cine bate? Eu. Hai, bate fiecare. Așa, o dată. Așa. Hai, Hori, și tu. Dar înainte de respirație, eu o să vă arăt cum o să facem om. Acum, Horia, tu bate. Asta e începutul, așa știi că a început ora de yoga. Acesta este un bol tibetan. Ok, bun. Acum, cum este? Uite cum mă simt drept spatele. Așa. Horia, tu cum e om? Ia arată, poate știi tu. Deci, trage prima dată tot aerul. Exact, până se termină tot aerul pe care l-am băgat în noi. Eu de fapt nu m-a lăsat în jos că mi se termină aerul. Uite de asta. Da. Deci asta e ideea. Tragem un aer în noi cât putem pe nas și în momentul când îl scoatem nu deschidem gurița. Facem un fel de om și atunci toată vibrația o să vină în noi. Asta este ideea. Deci, începem? Da. Toți, uite, dar uite așa. Uite așa. 3, 2, 1, 2. Tragem aer prima dată, să uităm de aer. Marea mai are puțin. Bun. Nu uita de la mânuță. Așa.
Bun. Deci acum a început, practic, ora de yoga începe cu acest om și se termină tot cu om. Ok. Începe povestea. Și când se termină, putem să facem așa? Putem face, da. Bun. Și acum începem ora de yoga. Începem cu povestea iepurașului. Așa, ne așezăm așa cu picioarele sub noi, exact, așa. Mare, vii mai încoace, stai în loc? Sau stai când dau eu mai încoace, ca să fie mai mult. Ok. Ținem picioarele așa. Și ne imaginăm că suntem un iepuraș cu urechile lungi, așa. Mâna la cer. Iepurașul, da, sau așa, dar bine, corect este așa cu... Sau putem să facem și așa. Da. Da, putem să mai schimb, trebuie să fie exact perfect. Da, și... Așa. Și... Da, că ai broscuța, e mai încolo, la lac. Da, nu, broscuța era așa. Așa. Și o să iau așa. Și tu le știi mai bine ca mine. Așa, bun. Și acum iepurașul, că după aia uităm că suntem iepurași. Așa, e un iepuraș cu urechile lungi, 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 care se ascundea de vânător. Și mergea prin pădure, așa, prin pădure și dintr-o dată el s-a transformat în, a văzut o râmă, o râmă magică care dintr-o dată s-a transformat într-un șarpe. O cobra? E un șarpe simplu, cobra avem mai încolo în jungle. Ok, și cum faceți șarpe? Bun, acum ai șarpele, Horia. Asta mi-a una. Deschide, atunci dă-i drumul dacă nu mai vrea să facă yoga cu noi. Nu!